Vă spuneam despre tranzacțiile imobiliare, aproape 400.000 în doar 8 luni. Dar oare câte dintre ele s-au făcut la valoarea corectă? De unde ar putea afla potențialii clienți că ei plătesc un preț corect, nu umflat artificial de boom-ul pieței imobiliare? Digi24 lansează un nou proiect săptămânal, Veridice se numește, în care Adrian Vascu, analist pe probleme economice, ne explică datele tehnice de care ne lovim în lupta cu birocrația. Bun găsit! Sunt Adrian Vascu și săptămânal, aici, la Digi24, vă voi prezenta o pastilă de adevăr economic, cu teme legate atât de operațiuni care ne privesc pe fiecare dintre noi, cum sunt impozitele pe clădiri sau tranzacțiile imobiliare, cât și teme referitoare la evoluția unei afaceri. Nu în ultimul rând, vom atrage atenția autorităților pe diverse teme de interes din mediul economic. Vă propun să începem vorbind despre cât de transparentă este piața imobiliară din România, sau mai precis, despre cât este de netransparentă. Pentru că achiziția unei locuințe este un obiectiv important pentru majoritatea dintre noi, iar operațiunea nu o facem în fiecare zi. Și atunci se ridică întrebarea firească: de unde ne putem informa noi, cumpărătorii, despre prețurile cu care s-au tranzacționat recent proprietăți similare? Realitatea este că în România nu există surse, baze de date sau platforme care să aducă la cunoștința publicului larg informațiile despre prețurile din contractele de vânzare-cumpărare. Practic, achiziția se face pe bâșbâite. Haideți să ne imaginăm că piața imobiliară a României este o hală care acoperă întreg teritoriul țării și care este foarte puțin și neuniform iluminat. Comparați, vă rog, această imagine cu o hală agroalimentară de unde ne aprovizionăm cu fructe și legume. Vă puteți imagina că facem achiziția fructelor și legumelor dintr-o hală fără lumină? Că selectăm ceea ce cumpărăm fără a avea toate informațiile la dispoziție? Prin comparație, pe piața imobiliară așa se desfășoară de fapt tranzacțiile. Soluțiile pe care le consider cele mai accesibile în acest moment sunt două. Prima dintre ele, preluarea informațiilor de la autoritățile locale, pentru că toate primăriile dețin copii după contractele de vânzare-cumpărare ale imobilelor. Și a doua soluție, utilizarea platformei de înregistrare a tranzacțiilor deținută de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În momentul în care vom găsi acest mecanism care să sprijine aceste autorități să prezinte public informațiile pe care le dețin, vom aprinde lumina pe această hală, în această piață imobiliară românească, și actorii acestei piețe, adică noi, vom fi mult mai informați, deci mult mai puternici, pe săptămâna viitoare.